Săptămâna de foc pentru cei din an terminal este pe sfârșit. Mâine se va încheia sesiunea de simulări pentru elevii claselor a 8-a și a 12-a care și-au testat cunoștințele înaintea examenelor din vară. De această dată, acțiunea a fost organizată la nivelul inspectoratelor și nu de fiecare unitate școlară în parte. În capitală, liceenii au trecut încă de la începutul săptămânii de simularea la proba la alegere. Atât cei de-a 12-a, cât și cei de-a 8-a și-au verificat cunoștințele acumulate la limba română. Mâine, elevii vor participa la simularea examenului de la matematică, dar și de istorie pentru cei din an terminal. În această a doua etapă, pentru primele două zile de simulare, am avut o prezență de 100%, atât la absolvenții clasei a 8-a, la evaluarea națională, cât și la bacalaureat, fără a fi forțați sau fără, eu știu, a exista o presiune pentru a participa la aceste simulări. Profesorii sunt de părere că organizarea simulărilor de fiecare inspectorat în parte crește gradul de responsabilizare a elevilor, dar și al părinților. Cele două examene naționale au fost simulate și în februarie, când notele au fost trecute în catalog, doar dacă părinții și elevii și-au exprimat această dorință. Prezența la prima sesiune de simulări din capitală a fost de 95% în rândul celor de clasa 8-a și 84% la examenul de bacalaureat. Nu cred că putem lega rezultatele de la aceste simulări ale examenelor naționale de ceea ce se va întâmpla în vară. Sunt niște lucruri diferite, dar e bine de știut pentru fiecare etapă unde ne situăm și nu mai există acel element de surpriză. Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar București, la simularea evaluării naționale din ianuarie, 70 de elevi au luat nota 10 la română și 21 la matematică.